Elena Ieremia este chiar acasă la voi, știți? Da. Așa că noi încercăm să-i spunem bună seara. Îmi spuneau colegii mei că nu s-a auzit prea bine. Sperăm acum să avem o legătură mai bună. Bună seara, Mimi! Bună seara, Mirela, bună seara tuturor. Dacă dimineața, atunci când tata Marin împreună cu cei 5 frățiori au plecat de acasă, locuința lor nu era prea curată, mirosul se simțea încă de la intrare, lucrurile erau aruncate peste tot, iar copilașii, din păcate, erau nevoiți să doarmă pe lenjerii murdare, lenjerii pe care, din păcate, locuiau sau dormeau și cățeluși, dar și pisici. Ei bine, noi ne-am gândit să le facem o surpriză acestor copii, așa că, în ciuda vremii de afară, am chemat o echipă de curățenie aici, în casa familiei Neacșu, pentru a le face curățenie celor 5 frățiori. După cum vă arată și colegul meu acum, doamnele încă lucrează de zori aici pentru ca totul să fie lună. Mirosul s-a schimbat. Acum când intri în locuință, aerul este mult mai curat. Lucrurile rele au fost aruncate și urmează să fie înlocuite cu altele noi. Totodată pereții au fost dezinfectați, mobila curățată. În continuare, după cum spuneam, doamnele lucrează aici. Sperăm că atunci când se vor întoarce copiii acasă să fie totul lună. Prima cameră, după cum se poate vedea, este cât de cât, putem să o mai numim cameră, se poate cât de cât dormi aici. Vom reveni cu amănunte din această locuință pentru a vedea cum arată într-un final căsuța unde vor veni cei 5 frățiori. Mimi, îți mulțumim tare mult, îți mulțumim tare mult, au văzut și mai puțin, Claudia, ai văzut ce se întâmplă acolo? Deci o echipă întreagă de oameni lucrează de dimineață și încă nu e gata, pentru că e foarte multă treabă acolo. E greu, un tată plecat toată ziua n-are cum să mențină curățenia și atunci ție ți-a revenit această sarcină. Cum reușeai tu să menții cât de cât curățenia acolo în casă? Ce faci tu, când trebuie să te apuci de făcut curat, cu ce faci? Făceam curățenie în casă, măturam, spălam vesela, îmbrăcam pe ce îmi citeam să mănânci, să duceam la joacă. Așa curat, cum e acum, lenjerie schimbată, tot, ai mai văzut? Nu. Nu ai mai văzut niciodată? Nu știu dacă tu erai, puteai cu mânuțele astea ale tale mici să speli și lenjeria. Că trebuia să o speli la mână cu săpun... Da. Din ăla, probabil, cu multă sodă. Săpun de casă cu multă sodă. Da. Lenjeria, înțeleg că nu era spălată de foarte multă vreme. Și acolo dormeau și animalele, ca așa e la țară. Da. Mai vine un cățel, mai se joacă frățiorii cu el. Toată lumea dormea acolo. Cum te vei descurca tu de acum încolo? Copiii sunt copii. Ei se murdăresc, aleargă, împrăștie, aruncă. Cum ai să faci tu de acum încolo fața acestor... Mirela, dar are mașină de spălat acum. Deci o să fie un ajutor grozav. Deci foarte bine, fundația le-a trimis o mașină de spălat, am înțeles. Exact. Da, exact. Trebuie apă curentă trasă în casă. Ne-am dat noi ieri aici o mașină de spălat. Păi tocmai, de la fundație. Deci de acum o să ai un ajutor. Da. Dar ce facem cu apa curentă? Exact. Puteți să... Aveți un puț? Ce aveți acum? Aveți fântână, domnul Mare? Da, aveți, departe, da. Claudia, tu ai prietene? Da. Fete pe stradă cu care să te joci? Da. Ai. O fată în spatele casei acolo la noi. Problema este, domnul Marin, că ei trebuie să meargă la școală și la grădiniță. Pentru că vremea trece, anii ăștia nu se mai întorc, iar ei fără carte nu or să ajungă prea departe. Nu. Și cu carte e greu să ajungi undeva, dar aminte fără carte. Ori faptul că vi se spune de la grădiniță să nu-l mai duceți că copilul doarme, dumneavoastră trebuie să spuneți că sunt obligatorii 8 clase și că exact. Este obligatorie grădinița, că altfel nu ți-l primește la școală. Da. Deci statul se angajează să educe copiii și să le dea, așa zis, un învățământ gratuit până în clasa 8-a, nu? Nu mă înșel. Da. Nu cum o cheamă pe doamna de la grădiniță? Doamna Alina. Acum, știți să rugăm frumos să îi ajute pe acești copii și să integreze, că poate copiii sunt izolați și din cauza situației lor, că așa sunt copiii. Să le fie o a doua mamă. Și să îi învețe. Da. Și să îl lase să se joace cu ceilalți copii și să vorbească cu ceilalți copii în lipsa băiețelului, că acesta trebuie integrat, trebuie să se joace cu el și să îi se ofere afecțiune mai multă din partea cadrelor. Claudia,